Ministerul Educației a anunțat că va premia în semn de apreciere a excelenței cu 3.000 de lei fiecare elev care a obținut media 10 la bacalaureat, respectiv cu 1.000 de lei fiecare elev de clasa A8 -a care a obținut media generală 10 la evaluarea națională. Anunțul a fost făcut de Ministrul de Resort imediat după afișarea rezultatelor finale la examenul maturității. În județul Suceava, 8 absolvenți de liceu au fost notați cu 10 la toate probele examenului de bacalaureat. Este vorba despre Daniel Ciobanu de la Liceul Tehnologic Dorna Andrei, Adrian Gabriel Florescu de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare Câmpul Moldovenesc, Adina Luisa Lavric de la Colegiul Național Eodoxiu Hurmuzachi Rădăuți Andreea Nistor de la Colegiul Național Petru Rareș, Maria Iuliana Levinski de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu și Magda Mălina Olaru, Mihai Prelipcean și Alexandra Ionela Andriciuc, toți de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava. La nivel național, cei mai mulți bacalaureați de 10 provin din București, 12 la număr. Urmează Suceava și Vaslui cu câte 8, Maramureș 6, Gorj 5, Argeș și Constanța câte 4. De menționat că și Consiliul Județean a adoptat o hotărâre prin care va acorda celor 8 absolvenți de liceu cu 10 câte 1000 de lei. Cât privește evaluarea la finalul clasei a 8-a, 3 elevi au obținut nota maximă atât la proba de limba română, cât și la matematică. Aceștia sunt Elena Sabina Cozmei de la Colegiul Național Ștefan Cel Mare, Călin Stafie de la școala gimnazială numărul 1 Suceava și Alexandru Verciuc de la școala gimnazială Ion Creangă Suceava. Și în 2015 guvernul a aprobat recompensarea elevilor de 10. Din județul Suceava, 29 de absolvenți de clasa a 8-a cu 10 la evaluarea națională și alți 5 cu media maximă la ca au primit sume de bani.